Bună! Astăzi o să vorbim despre îngrijirea părului folosind produsele de la Daingin Meorin. În urmă cu 500 de ani, femeile din Coreea foloseau extracte de plante pentru a-și menține părul strălucitor și sănătos. Daingin Meorin își are cumva rădăcinile în aceste tradiții vechi, astfel combinând înțelepciunea trecutului cu știința modernă. V-aș recomanda o combinație dintre condiționerul și șamponul Honey, care oferă o strălucire și o hidratare a părului, regenerează, curăță și previne desficarea părului. Aceste două produse sunt potrivite chiar și scalpului sensibil. Dacă vreți să vă îmbogățiți rutina părului, vă recomand să folosiți aceste două produse. Produsele din gama Vitalizing, condiționerul și șamponul, chiar și tratament, astfel îmbunătățind mai bine rutina părului tău. Ingredientele naturale din aceste produse ajută la revitalizarea firului de păr, la fel și a scalpului. Produsele sunt formate încât să hidrateze îndeajuns firul de păr, prevenind uscarea și fragilizarea acestuia. Păcat de părul și, într-adevăr, aveți nevoie de niște produse care să vă ajute, v-aș recomanda produsele de la gama Dressu Hair Loss, care conține extract de ginseng corean și 20 de tipuri de plante medicinale coreene. Dar ajută eficient și la reducerea căderii părului. Sigur, au un efect pozitiv și asupra firurilor despicate și ajută la părul deshidratat, uscat și tratat cu produse chimice. Un alt produs foarte bun ar fi șamponul Gold Premium, care ajută foarte mult la depărtarea tuturor impurităților, a grăsimii și acumulării produselor de styling și altor produse chimice folosite pe păr și de pe scalp. În plus, vă va oferi și o senzație de prospețime. Un alt produs care vi l-aș recomanda ar fi șamponul cu usturoi și cu piper negru. Însă despre el, dacă vreți, o să vorbim data viitoare. Vă mulțumesc că m-ați vizionat până la sfârșit. Vă rog frumos să lăsați un like și un share dacă mai doriți detalii despre produsele de la Daingin Meorin.